Salutare, eu sunt Ela și dacă nu mă cunoști, înseamnă că ești nou pe acest canal. Trebuie să schimbăm asta? Despre asta vorbesc. Dă subscribe aici pentru a fi la curent cu toate noutățile care apar pe canalul Ela Nomad. Hai să nu o mai lungim pentru că știu că îți plac vlogurile scurte și să trecem în revistă 5 locuri pe care le poți vizita atunci când ajungi în minunata insulă Corfu. Numărul 1 pe lista noastră este Agios Gordios, pentru că aici ne-am pus baza atunci când am ajuns în Corfu. Un sat pescăresc cu de toate, plajă lungă cu nisip, apă cristalină și multă varietate în ceea ce privește locurile de luat masa. Situată pe coasta de vest, Agios Gordios este un paradis verde cu multe unități de cazare. Este un excelent punct de plecare atunci când vrei să explorezi celelalte puncte de interes ale insulei. Plaja are 1,5 km, astfel că vei putea sta liniștit în propria ta pătrățică de nisip. Este dotată cu toate facilitățile necesare. Toalete, cabine de schimb, dușuri, iar apa este de un albastru ireal. Pentru toate acestea a fost premiată cu steagul albastru. Dacă încă stai pe gânduri, aruncă un ochi și la vlogul nostru din Agios Gordios. 2. Paleocastrița. Se spune că ar fi cea mai frumoasă de pe insula Corfu. O locație paradisiacă cu multă vegetație, înconjurată de plantații de măslin și livezi de citrice. Iar pentru că este cea mai populară locație de pe insulă, așteaptă-te ca și prețurile să fie ceva mai ridicate. Apa este ceva mai rece decât pe restul insulei, însă claritatea ei o face să fie perfectă pentru scufundări. O priveliște deosebită poți avea mergând la barul La Grota. Iar dacă ești curios despre viața subacvatică, te poți plimba cu submarinul galben. Este un vaporaj cu podea de sticlă ce se scufundă în mare 2,5 metri. Dacă vrei să închiriezi o barcă, află că nu ai nevoie de permis. Însă dacă nu ai mai făcut niciodată acest lucru, nu îți recomand să te aventurezi. 3. Porto Timoni. Și bineînțeles că vreau să te trimit și într-o aventură, așa că pune-ți încălțările comode pentru că vei merge în vârf de munte. Iar de acolo vei face cea mai frumoasă fotografie de pe Instagram. Apropo de fotografie frumoasă, dacă vrei să o vezi pe a noastră, e chiar aici. Discutăm despre faimosul Porto Timoni, unul dintre locurile cele mai exotice ale insulei. Văzut de sus, peisajul îți taie răsuflarea. Plaja dublă este de o frumusețe copleșitoare. Asta ca un premiu după ce ai mers pe un drum șerpuit plin de bolovani, preț de aproximativ o oră. Vă recomand tuturor să veniți aici. Chiar de două ori. Când ajungi jos, se mai schimbă datele problemei, asta dacă vii în plin sezon și nu vei avea loc unde să se aștergi prosopul. Noi am fentat drumul și pentru numai 25 de euro dus întors, am luat o bărcuță din Agios Georgios Pagon, locul de unde pornește pe jos traseul pe munte. 5 minute mai târziu eram la plajă cu umbreluța așezată în nisip. Trebuie să știi că pe plajă nu există umbrele, șezlonguri și nici locuri de unde ai putea să-ți cumperi o sticlă de apă. Dacă te încumeți să pleci la drum, nu o face în papuci pentru că riști să te accidentezi. Și dacă totuși vei proceda ca noi și vei lua bărcuța, trebuie să știi că de la plajă poți urca aproximativ 10 minute pe munte până la punctul de belvedere. Iar de acolo priveliștea este wow! 4. Benizes. Este o stațiune foarte accesibilă din Corfu, la doar 15 minute de Corfu Town. Marea calmă de aici o face să fie excelentă pentru familiile care vin în Grecia însoțite de copii. Plajele sunt de fapt mici golfulețe amenajate cu șezlonguri și umbrele. Nu au nisip, ci niște pietricele ce îți vor oferi un masaj excelent tălpilor. Prețurile sunt mult mai accesibile decât pe restul insulei, fapt ce o face să fie destul de aglomerată. Benizes nu este o plajă cu nisip, ci este una cu pietrișe. De fapt, sunt mai multe plaje, sunt niște golfulețe mici, intime, dar pot deveni supraaglomerate în cazul în care alege să veniți în sezon. Ce ne place aici și dăm un mare plus pentru acest lucru sunt prețurile. De fapt, Benizes este recunoscută pentru a avea prețuri foarte mici. Spre exemplu, o masă de două persoane ar putea să ajungă undeva la un maxim de 30 de euro. Un minus ar fi că plaja se află de-a lungul șoselei principale, lucru ce te-ar putea deranja. Dar tu alegi. 5. Corfu Town. Destul cu plaja, ne îmbrăcăm frumos și mergem la capitală.
vorbim despre Corfu Town, capitala insulei și un oraș care ne-a depășit așteptările. Să zicem că ne așteptam la un aer mai grecesc, când colo ne-am trezit într-o mică Italie. Nu degeaba au stat venețienii vreo 400 de ani pe meleagurile astea, străzi înguste și întortocheate, clădiri vechi cu aer boem, chiar și rufe puse la uscat în văzul tuturor. Poți jura că ești în Veneția sau în orice alt oraș al Italiei. Posibil să fie la fel de aglomerat, pentru că mulți turiști aleg să se cazeze aici atunci când vin în Corfu. Află că orașul nu are plajă sau cel puțin nu una în adevăratul sens al cuvântului. Îl poți explora în absolut orice anotimp pentru că este o încântare. Încearcă neapărat mâncarea corfiotă, vezi apusul din cetatea veche sau pur și simplu lenevește la o terasă împreună cu pisicuțele din centru. Până la urmă, oriunde alege să mergi, insula Corfu are nenumărate opțiuni. Acestea au fost doar 5, iar pe restul te lasă să le descoperi singur. Sper că ți-am inspirat vacanța și ești pregătit să-ți faci bagajele spre paradisul Elen. Eu am fost Ela și dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai subscribe și apasă tare, tare clopoțelul ăla pentru a fi la curent cu tot ce apare nou pe acest canal.